ministrului Sandor Pinter pentru ospitalitatea cu care ne-a primit și a organizat această importantă întâlnire. Desigur, aș dori să mulțumesc colegilor și prietenilor miniștri, Sandor Pinter, Gerhard Karner, Atanas Ilkov. Bineînțeles, doresc să mulțumesc comisarei Ylva Johansson pentru că am făcut cu toții posibilă această întâlnire. Era foarte important pentru noi toți ca această întâlnire să rezulte într-un acord și să fie un succes pe calea noastră către lărgirea spațiului Schengen cu granițele terestre ale României și Bulgariei. Și după discuții substanțiale, așa cum a spus și colegul și prietenul Sandor Pinter, am ajuns la un acord, întâlnirea este un succes. Obiectivul nostru al României la această întâlnire a fost să creăm condițiile pentru o decizie pozitivă la Consiliul JAI din luna decembrie. A fost să creăm condițiile pentru ca vetoul austriac să poată fi ridicat, astfel încât să avem o decizie în acest an 2024. Și cred că a fost un obiectiv comun, inclusiv al colegului și prietenului Gerhard Karner. Era important ca toată lumea să fie confortabilă, că munca foarte bună depusă de polițiștii de frontieră români și bulgari, alături de colegii lor din Serbia, Ungaria, Austria, munca aceasta foarte bună, care a stat la baza drumului pe care l-am parcurs, va continua și după intrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen cu frontierele terestre. România este un furnizor de siguranță în Europa și intrarea României în spațiul Schengen va consolida spațiul Schengen. Noi am probat cu cifre acest lucru și cu măsurile luate. Munca noastră s-a desfășurat în cooperare cu Comisia Europeană, cu colegii austrieci, cu colegii maghiari, sârbi și bulgari, prin programe bilaterale, investiții pe care le-am făcut în tehnologia protejării frontierei din bugetul României, dar și din bani europeni, și din pregătirea profesională foarte bună a polițiștilor de frontieră român. Am alocat multă energie pentru ridicarea acestui nivel de pregătire profesională și consolidarea unei mentalități de responsabilitate față de siguranța cetățeanului român, față de siguranța frontierelor românești și implicit a celor europene. Acestea au fost elementele care ne-au consolidat încrederea. Încredere pe care am construit-o pas cu pas, împreună cu domnul Gerhard Karner, începând de anul trecut, de la întâlnirea din 23 august, de la Viena, pe care am construit-o împreună cu Sandor Pinter, cu ministrul Atanas Ilkov, cu predecesorul său, Calin Stoianov, evident, cu doamna Johansson, cu toți colegii din Europa. Această încredere va sta la baza drumului mai departe și a deciziei care se va lua. Era important să construim această încredere pe rezultate din teren, nu pe promisiuni, nu pe vorbe, nu pe discursuri, ci pe rezultatele muncite în teren. Și aș dori să închei spunând că sunt foarte mândru de munca depusă de polițiștii de frontieră români în cooperare cu colegilor. Ne vom baza pe ei mai departe și după momentul intrării în spațiul Schengen. Am convenit astăzi un pachet de măsuri de consolidare a frontierelor. Vom contribui și noi alături de celelalte țări, inclusiv Bulgaria, la contingentul comun de 100 de polițiști de frontieră care vor fi dislocați pe granița turco-bulgară, granița turco-bulgară, și, evident, la celelalte măsuri de cooperare polițienească
pe care de altfel le desfășurăm. Nu e nimic nou aici. Doar ne angajăm să continuăm ceea ce am făcut bine până în prezent. Deci, cred eu că a fost o muncă bună pe care am depus-o și le mulțumesc încă o dată colegilor și prietenilor mei, domnii miniștri, doamnei comisar. Rămânem concentrați mai departe pe munca noastră, și cea din teren și cea din cancelariile diplomatice. Rămânem în contact și, așa cum spunea colegul și prietenul Gerhard Karner, a rămas de trecut un ultim pod. Dar aș vrea să completez. Astăzi, la Budapesta, am trecut un pod foarte important împreună. Și cred că acest lucru reprezintă un obiectiv realizat pentru noi toți. Toți am dorit acest lucru. Încă o dată, vă mulțumesc!